fondul de pensii, nu poate să suporte plata pensiilor doar din fondul de pensii, integral, nici anul acesta. Și dovadă stă chiar rectificarea de buget pe care astăzi guvernul a făcut-o, nici pentru anul viitor. Ce a spus premierul? Și aici lucrurile trebuie să fie clarificate. Că fondul de pensii face parte din bugetul consolidat al statului, dar transferuri de la bugetul de stat la fondul de pensii se fac și în alte state europene. Asta a spus și președintele aseară, că nu se pot face plățile pentru pensii majorate integral din fondul de pensii. Asta ar însemna că fondul ar susține plata pensiilor și este necesar un transfer de bani de la bugetul statului la fondul de pensii. Dar aici ar fi trebuit guvernul să spună lucrul acesta. Când s-a făcut mărirea pensiilor, a fost o măsură asumată de toate partidele parlamentare. Corect era să vină atunci și să spună, uitați, până în luna octombrie putem să susținem din fondul de pensii, începând cu luna noiembrie, trebuie să venim cu o suplimentare de la bugetul de stat pentru a susține plata pensiilor. Așa stau lucrurile, nu înseamnă că pensiile nu se vor plăti, cu siguranță se vor plăti, dar în felul acesta, parțial, din fondul de pensii, atât cât are el fonduri, și completarea se face de la bugetul de stat. Este datoria politicienilor să fie cinstiți. Dacă și-au asumat toți o astfel de majorare, să spună nu sunt bani suficienți la fondul de pensii și trebuie să dăm de la bugetul de stat. N-au făcut-o. De ce n-ați făcut-o dumneavoastră? Democrat, liberali sau social-democrații, cei care au vrut care vin să la facă vot. Pentru că, dacă vă amintiți, la vremea respectivă și Partidul Democrat Liberal a cerut previziunile de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerul Muncii și nu le-am primit. Ele nu au fost date publicității. Nu ni s-au spus exact care sunt. Atât am știut că este excedent la vremea respectivă la fondul de pensii. Dacă vă amintiți și putem să ne uităm pe declarații. Ceea ce am văzut prezentat de domnul Tăriceanu de la guvern sunt măsuri cu caracter electoral. Și așteptam măcar o măsură de contracarare a efectelor crizei, ori ea nu a fost luată în ședința de guvern de astăzi. Deci este mai interesat de voturi decât de ceea ce se întâmplă dacă nu se iau măsuri de contracarare și care vor fi efectele. Asta mi-a transmis domnul prim-ministru astăzi. Vorbim, așa cum vă spuneam înainte de publicitate, despre cel mai recent sondaj CSOP, care arată că Partidul Democrat Liberal conduce în preferințele electoratului cu câteva zile înainte de alegeri. Pe locul 2 se află alianța PSD-PC. O altă concluzie a sondajului comandat de PDL este că mai mult de jumătate dintre români nu îi cunosc pe candidat. Sondajul a fost realizat în perioada 19-23 noiembrie la comanda PDL, pe un eșantion reprezentativ de 1034 de persoane cu o marjă de eroare de plus minus 3,1%. Duranța bătălia este strânsă și cu siguranță rezultatele depind și de numărul participanților la vot. Dar ceea ce pot eu să îi rog pe cetățeni, pe cei care ne urmăresc, este următorul lucru. Dacă vor sta acasă în ziua de vot, practic vor da un vot PSD-ului. Dacă asta își doresc, trebuie să se gândească foarte bine înainte de ziua de vot.